Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Mergeți pe mâna noastră, numai la Național 24+. Eu sunt Dan Chilom și în această seară avem din nou emisiune de pariuri, emisiune sportivă, emisiune cu pronosticuri, cu ponturi, cu de toate, așa cum v-am obișnuit. Vom avea un weekend foarte frumos, avem meciuri senzaționale, sunt câteva confruntări de-a dreptul de pus în ramă și cred că vă gândiți deja la Marseille, PSG sau Arsenal, Liverpool, Dortmund, Bayern München și lista poate continua cu meciurile din Italia, acolo unde Fiorentina joacă cu Sampdoria într-un meci extrem de important în economia campionatului. Toate ingredientele pentru o emisiune de pariuri, o emisiune sportivă cu pronosticuri, cu analiză și evident cu ponturile aferente, ponturi care sunt câștigătoare în proporție de 80-85%. Alături de mine, Marius Duminică. Te salut, Marius! Bună seara! Pe pagina noastră de Facebook, Mergeți pe mâna noastră, evident, avem un concurs. Mă bucur foarte mult și salutăm totodată victoria Simonei Halep. O să vorbim și despre acest lucru, evident, n-avem cum să nu vorbim despre Simona Halep zilele acestea. Tocmai a eliminat-o pe Sloane Stephens în această dimineață, 6-1, 7-5, iar noi am primit 120 de mesaje la concursul pe care l-am lansat pe Facebook, pe pagina Mergeți pe mâna noastră. Avem alt concurs acum, evident, concurs cu premii, concurs sponsorizat de sponsorul nostru și am ales trei partide. Cred că știți despre ce partide deja este vorba. Olympique Marseille, PSG, Arsenal, Liverpool și Borussia Dortmund, Bayern München. Marius, sunt trei meciuri senzaționale, trei meciuri care au strâns până acum 47 de comentarii. Până acum. Da, m-au strâns 47 de comentarii și sunt sigur că se vor strânge peste 100. Sunt meciuri importante din trei campionate foarte puternice. Și vom discuta... Ceea ce este un lucru senzațional, că avem din Franța, din Anglia și din Germania. Adică poate participa oricine. Categoric. Noi vom discuta în cadrul emisiunii despre toate cele trei partide. Da, așadar, intrați pe pagina noastră de Facebook și scrieți-ne un coment. Se premiază primele două locuri, adică cele mai mari cote. Primele cote vor fi câștigătoare, primele două direct. Nu trebuie să ne spuneți cheie, nu trebuie să ne spuneți absolut nimic, doar să participați, iar noi vă dăm premiu. Mergem către prima rubrică, repede, repejor, analiza. Suntem la un nivel înalt și atunci când ajungi la un nivel înalt trebuie să te ții de treabă, pentru că altfel oamenii nu te mai urmăresc. E normal, avem din nou procentaj foarte bun, un mijloc de săptămână extrem, extrem de sărac, numai că noi ne-am făcut datoria și v-am oferit posibilitatea de a paria și, evident, de a câștiga. Israel, Belgia, 2 solist, 1.57, pronostic corect. Țara Galor, sub 21, Bulgaria, sub 21, TG, 2 plus 1.30. Ați avut de unde alege în acest mijloc de săptămână foarte sărac din punct de vedere al meciurilor. Austria, Bosnia, Herțegovina, o cotă de 1.83, ambele marchează, prieteni, zic eu, o cotă excelentă. Italia, Anglia, X pauză sau final, 1.62. Argentina bate Ecuadorul la o cotă de 1.44. Mexic, Paraguay, TG 0-4, sub 3,5 goluri, 1.25. Steaua Petrolul se joacă în această seară cealaltă semifinală de cupă. Cine se va califica va întâlni Cluj în finală, în finala Cupei României. Pronostic la Cluj, CFR Cluj, TG 0-3, 1.56 la sponsorul nostru, adică sub 2,5 goluri, iar Slovaco cu Mlada Boleslav în Cupa Cehiei, TG 2 plus 1.32. Am făcut ce am făcut, am propus 12 pronosticuri și am ratat unul singur, aici, da, incluzând cota fantezistă și meciul zilei.
Și trebuie menționat și faptul că au fost cote destul de frumoase. 1,83, 1,62, da. 1,56, 1,44 pentru acest mijloc de săptămână. Chiar scria cineva pe pagina de Facebook, dar nu asta este important, că trebuie să dăm cote mai mari. Păi nu, cu cote mari nu știu dacă câștigăm. Important e la pariuri să câștigi, nu doar să participi. Noi asta facem, câștigăm alături de dumneavoastră multă experiență în primul rând, dar și mulți covrigi, pentru că așa v-am obișnuit. Mergem mai departe. Următoarea rubrică a emisiunii, Revista Presei. Simona Halep, evident, este pe buzele tuturor, joacă în semifinale de la Miami cu Serena Williams. Marius, ea va juca la ora 4. Halep a câștigat categoric meciul cu Sloane Stephens, 6-1, 7-5. 4-1 conduce la jocuri directe Serena. N-ar fi cazul să câștige și Halep, este rândul ei. În cealaltă semifinală, Carla Suarez Navarro și Andreea Petkovic, practic asta e finala. Da. În această semifinală practic se joacă finala de la Miami. Repet, o am spus-o și în ediția precedentă. La fete vorbim de Simona Halep în momentul de față și la băieți de Novak Djokovic, adică conduc clar începutul de an. Da, și de remarcat faptul că Djokovic este numărul 1 mondial de ceva vreme, în schimb Simona are o ascensiune fulminantă. Încă. Și încă, exact, încă pare că nu se va opri cât de curând. Mai are de urcat un loc. Noi sperăm să-l urce odată, să o vedem pe Simona pe primul loc în ierarhia WTA. Williams, Halep 1.33 Williams și Halep 3.40. Acestea sunt cotele oferite de bookmakeri. Halep clar este outsider. Williams favorită din toate punctele de vedere. Rămâne de văzut. Noi vom ține pumnii Simonei, așa cum am făcut-o și în ediția trecută, atunci când v-am propus să participați la concursul nostru, să ne dați scorul corect. Nimeni n-a ghicit 6-1-7-5. E destul de ciudățel. 6-1-7-5 nu e un scor normal, știi? Da, e foarte greu de ghicit un astfel de scor. Da. La 1 în primul set și tiebreak. Da, și după aia la... Nu e tiebreak, 7-5. 7-5, da. Bun, Djokovic, Ferrer tot mâine, la noaptea asta la 2. Așadar, cei care sunteți pasionați de tenis, aveți ce vedea în această noapte. Chiar am urmărit multe dintre meciurile de la Miami. Îmi place și Indian Wells și Miami. Sunt două turnee grozave. Bun, în revista sponsorului nostru, Mozart Sport, o cunoașteți deja. Noi am făcut-o din ce în ce mai cunoscută. Care nu mai costă nimic, este 0 lei, este gratuită. Veți găsi foarte multe informații despre meciul meciurilor, El Clasico din Franța, clasicul Franței, Marseille, PSG, și despre tot ce înseamnă lupta la titlu în Franța. Bineînțeles, Bayern joacă la Dortmund. Dortmund-Bayern este un meci la fel de interesant. La fel de interesant, poate din pricina celor două formații celebre din Germania. Este analizat acest meci în revista Mozart Sport. Evident, Arsenal-Liverpool, exact cele mai tari meciuri. Fiorentina joacă cu Sampdoria și Juventus cu Empoli. Nu ratați această revistă de mâine dimineață de la ora 10, puteți să o cumpărați, mă rog, nu, să intrați în posesia ei. Da, să o luați de la ghișeu, pentru că este gratuită. Vi-o dă gratis de acum, nu trebuie să mai dați absolut nimic și noi spunem că este de luat în seamă din toate punctele de vedere. Ok. Bun, mergem pe repede înainte, pentru că în această emisiune vă vom prezenta numai puțin de 30 de pronosticuri, fie cote mari, fie cote mai micuțe, și timpul nu ne este extrem de prieten. Cota fantezistă.
Bun, Marius, începem cu pronosticurile, le punem așa ca la tir și începem să tragem primul pronostic, prima cotă fantezistă vine din Italia. Acolo unde Juventus întâlnește pe Empoli, Empoli e o formație în creștere, Juventus, ai spus tu că nu se mai gândește. Juventus deja a câștigat campionatul, chiar dacă nu matematic, campionatul i-a contat, nu poate să o mai ajungă nimeni. Acord. Juventus are în continuare meciuri destul de grele în Champions League. Știm foarte bine că e calificată și joacă turul următor cu AS Monaco. Da, mai durează, mai sunt vreo două săptămâni. Juventus în momentul de față încearcă să găsească soluții pentru mijlocul terenului, exact. Și e posibil să testeze o formulă inedită la mijlocul terenului cu Empoli, pentru că Pirlo încă nu e refăcut. Nu-l forțează. Nu, exact. Pogba este out, iar Marchisio cu semnul întrebării. Empoli, pe de altă parte, o formație care în ultima vreme se descurcă de minune, a trecut de la seria de egaluri. Știm foarte bine că spuneam în emisiunea noastră că e campioana absolută a egalurilor în Europa, în campionatele mari. A început să și câștige meciuri, marchează, joacă foarte frumos. Și noi spunem că va marca și pe Juventus Stadium. Și atunci să avem un GG și 3 plus, o cotă de 3. Poate să fie 2,90, dar poate să fie și 3,10. Așa este. Bun. Dortmund Bayern, o să vorbim despre acest joc la meciul zilei. X-ulist este pronosticul nostru fantezist. Vorbim de echipe la meciul zilei. Exact. Aici doar oferim cota fantezistă. Toate șansele ca Dortmund Bayern să termine X. Cu siguranță, sunt șanse mari. Bun, mai departe, clasicul Franței sau, mă rog, poate supărăm anumiți suporteri. De exemplu, suporterii Saint-Étienne-ului, care nu cred că sunt de acord cu Marseille PSG, clasicul Franței, dar suntem și noi acum în trend cu spusele oamenilor de fotbal, specialiștilor sau cum se numesc ei. Da, chiar ziarele din Franța chiar așa îi spun, clasicul Franței. Clasicul Franței, cred că pentru că deoarece PSG pe primul loc și Marseille pe 3 la 2 puncte. Pentru că sunt echipe cu nume foarte mari, cu bani. Sunt echipe galonate în ultima vreme, sunt echipe cu bani foarte mulți, echipe cu suporteri foarte pătimași și e normal să fie un clasic. Bun, de ce nu X solist la Marseille cu PSG? De ce nu? Da, poate să fie X solist, sunt șanse foarte mari. Ok, bun. Al patrulea pronostic vine din Italia, acolo unde Atalanta va întâlni la Bergamo pe Torino. X-ulist, o cotă de 3,20. Marius, da. Este un meci dificil în care analiza mea a fost una destul de empirică, așa să spunem. M-am gândit, meciul ăsta nu poate fi câștigat de nimeni. Nici de Atalanta, dar nici de Torino. Torino, totuși, la o echipă disperată precum Atalanta, nu cred că își va impune jocul, deși Torino arată bine de tot. Torino se poate bate aproape orice echipă din Italia. Torino, într-adevăr, arată bine, dar vreau să văd care e gradul de motivare a lui Torino în momentul de față, pentru că, practic, ei așteaptă să se termine campionatul, nu mai au nicio șansă ni să prindă un loc european, iar de retrogradat nici nu se pune problema. Practic, Torino poate să piardă, poate să câștige, fără să fie influențată poziția... Corect. Absolut deloc. Nu cumva există vreo prietenie între Torino și Cagliari sau Verona sau Chievo, că până la urmă, dacă ar fi pe teren, Atalanta trebuie să tragă cu dinții de această partidă. Și clar că sunt jucătorii mult mai motivați la Bergamo, nu? Sunt două scenarii la acest meci. Primul scenariu, echipa mai motivată și mai avidă să reușească să se impună. Al doilea scenariu, să se joace fotbal și să se termine egal. Egal. Sau Torino să încerce să încurce Atalanta prin acest X. Evident. Atalanta cu acest X nu face mare brânză, Marius. Face 27 de puncte,
într-adevăr, și Cagliari are meci și un meci foarte greu. Lucrul ar putea să desprindă un pic, să apară o propastie între Atalanta și celelalte formații, pentru că Cagliari joacă cu Lazio. Așa este. Și Lazio e în mare obiectiv și în mare formă. Așa este. Practic, am spus lucrurile pe nume. Atalanta va încerca să câștige. Dar dacă Torino este un meci tipic italian, da, bate Atalanta. Bate Atalanta, corect. Și aici eu mă gândesc că s-ar putea să... Oricum, un rezultat de 2 mi se pare foarte greu de prevăzut. Sunt vreo 300 de kilometri de cele două orașe. Așa că, este. De exemplu, mă uitam să văd dacă găsim un oraș mai aproape de Torino. Dar îți dai seama că prietenile nu se fac pe autostradă. Prietenile nu se fac pe autostradă, prietenile se fac în conturi. În conturi, da. Noi ne gândim la tot felul de ecuații. Scenarii. La scenarii și la tot felul de ecuații, cu multe necunoscute pentru noi. Torino are 8 puncte față de Napoli, echipă care ultimul loc care ar duce într-o cupă europeană, așadar Torino pe 5 să dea la o parte, pe Fiorentina și pe Napoli, exclus. Da, nu e posibil, mai ales că Napoli mai trage de 2 bani speranțe să prindă locul de Champions League. Încă n-a renunțat la ideea de 5 puncte. A venit din urmă și a ocupat locul 3 până la finalul stagiunii. 5 puncte are Napoli față de Lazio. Bun, cu toate acestea mă bucur de un aspect, faptul că Torino este echipa aceea pe care eu am considerat-o în primele 5-6, nu este între primele 5-6, pentru că s-a infiltrat Sampdoria. Dar Torino are o echipă și am văzut și în Europa League. Așa este. Că și-a făcut treaba. Torino, din păcate, a început sezonul prost. Da. A fost puțin bulversată de meciurile din Europa League, din grupe. Ulterior și-a revenit, dar prea târziu ca să mai prindă Europa League. Bun, hai să citesc repede câteva mesaje. Sunt în jur de 50 de mesaje pe pagina noastră de Facebook la ultimul concurs, cel mai recent concurs. Ambele marchează la toate 3 meciuri cea mai bună variantă. Este vorba de Arsenal-Liverpool, Dortmund-Bayern și Marseille-PSG. Arsenal-Liverpool, scor corect 2-1, Dortmund, pauză final 1, pauză final, Marsilia-PSG, scor corect 0-2. O singură cotă propuneți-ne, un singur rezultat. Știți deja, aveți foarte multă experiență cu noi, aproape un an. Dortmund-Bayern, 2 pauză, 2 final și 3 plus. Cotă 4,6. A înțeles omul, Andreea, da. Mirea, e o fată. Yannis Gabriel, Arsenal-Liverpool, PSG, ambele marchează în prima repriză. Cotă 3,70. Francezul, Arsenal-Liverpool, scor corect 2-2, cotă 18. Da. Egal și peste 2,5 goluri. Exact. Așa se numește acest pariu. Robert Daniel, Arsenal-Liverpool 1, pauză exinal, cotă 14. Iată, meciul din Anglia, destul de interesant. Cam cel mai interesant pentru pariuri. Da, cel mai pariat. Atractiv. Da. Până acum, nu e bătut în cuite, se mai schimbă situația. Vlad Georgian, Arsenal VD1, cotă 4,81, victorie dublă. Robert Rebe, BVB, adică Borussia Dortmund, Bayern 0-3, cotă 19. Da. Tudorache Silviu, Dortmund-Bayern 1, pauză 1, final 5-75. Frumos, îmi place. Eugen Georgel, Stanco, Arsenal-Liverpool 2-2, scor corect, cotă 15. Wow, al doilea 2-2, nu? Hâi, Petrică, Liverpool câștigă cu peste 3,5 goluri. Nu știu ce vrea să spună. În total mes sau mă rog. Laurențiu Mihai, fi mai explicit, Petrică, PSG sub 1,5 goluri. Nu e o cotă așa mare și nu e, dar cota Costi Nedel cu Arsenal-Liverpool 3 goluri, cotă 3,85. Răzvan Constantin Golcea, Borussia Dortmund-Bayern München 1-3, scor corect. OEM PSG, pauză final XX, Arsenal-Liverpool, pauză final X2. Un singur pronostic avem nevoie, o singură cotă, cea mai mare, cele mai mari, primele două vor fi pariate. Rămâneți alături de noi în următoarea parte a emisiunii. Avem, evident, pronosticuri. Da, am revenit din nou în direct, alături de mine Marius Duminică. O să avem de analizat 3 partide, o să vedem despre ce este vorba, cred că știți prea bine. Dacă nu știți, deja pe pagina de Facebook există concurs și avem peste 50 de mesaje. O să vedeți 3 poze cu meciurile în care sunt implicate 6 formații.
de puternice, top, de top din Europa, Arsenal, Liverpool, Bayern München, mă rog, Borussia Bayern și OM PSG. Există și concurs pe pagina Mergeți pe mâna noastră. Așadar, urmează rubrica Meciul zilei. Ok, Marius, cu ce începem? Marseille-PSG, Dortmund-Bayern sau Arsenal-Liverpool? Hai să vorbim de Marseille-PSG prima dată, pentru că cred eu că le iau un pic fața celorlalte jocuri, deoarece este derby pentru titlu. Capital în ecuația titlului. Așa este, practic... se întâlnesc locul 1 și cu locul 3 din Franța. Ambele sunt într-o formă foarte bună. Da, ce victoria în ultimele partide. Așa este. 3-1 PSG, victorii la scoruri mari. Da. Practic, dacă PSG reușește să câștige acest meci, o cam scoate pe Marseille din cursa pentru titlu. Cursa se va da în continuare în 2, cu Lyonul... Cu șanse mari că PSG-ul să câștige campionatul. Ca și contracandidată. Și dacă ne uităm la statistica ultimelor 6 meciuri, constatăm faptul că PSG a câștigat ultimele 6 meciuri cu Marseille în toate competițiile. Da. De 5 ori 5 a fost 2 la 0. Da. Au câștigat la handicap fără să primească gol și am avut și un 2 la 1 pentru PSG. Nu sunt probleme foarte mari în cele două garnituri. Din ce am citit pe ziarele din Franța, dar Marquinhos este incert la PSG. În rest, se pare că se vor alinia cele mai bune garnituri. E discuția cu Gignac, dacă va fi introdus de la început sau nu. Am văzut că Bielsa are o tendință așa de a-l introduce pe Gignac în anumite momente, deși Gignac mie mi se pare... Da, din păcate nu cred că poate să facă permită. Și de data Bine, aceasta. Bine, din păcate. Vedem, pentru că este un jucător fundamental în momentul de față pentru Marseille. Bun. Deci... Echipele probabil că vor fi cele mai bune. Se joacă la Marsilia, pe noul stad Velodrom. Da. Foarte mulți spectatori. Va fi arhi plin. Meciul Practic are egal fotbalistic în Franța. Un stadion lărgit și un stadion... Și renovat. Renovat cu pentru foarte, Euro. Foarte multe locuri la loje. Am înțeles că e superb. Da. Arată super stadionul. Da, Velodrom oricum arăta foarte frumos. Acum nou ultramodern, îți dai seama, special pentru Euro 2016, acolo unde probabil va fi și România. Pronosticul nostru, 2 goluri PSG, spune. Cam asta vrei să ne spui tu. Da, dacă se respectă statistica ultimelor meciuri, o să vedem 2 goluri marcate de Paris Saint-Germain. Bun. Ca pronostic la meciul zilei, pentru că vom mai avea pronostic și ambele marchează la Marseille cu PSG. Eu spun că sunt șanse mari să avem un ambele marchează la Marseille cu PSG. Categoric. Bun, Marius, ce am mai putea spune despre Marseille-PSG? Să nu trecem mai departe. Sunt formații extrem de ofensive, 60 de goluri marcate de Marseille, 55 marcate de PSG. 28 de goluri a primit PSG în acest campionat, 31 de goluri a primit Marseille în această ediție din Ligue 1. Ultimele rezultate ale lui OEM sunt extrem de concludente pentru felul în care arată echipa lui Bielsa în momentul de față. Au bătut 4-0 la Lens, au făcut un egal cu Lyon pe care nu mi-l explic și vreau să-l rad din calculul meu și o să vedeți de ce, pentru că urmează 3 partide în care arată felul cum se exprimă Marseille astăzi sau în această perioadă. 6-1 la Toulouse, o înfrângere în care a primit 3 goluri și a marcat 2, e vorba de meciul cu Caen de pe propriul teren, și egalul de la Saint-Étienne, atenție lui Saint-Étienne, nu-i dai 2 goluri și nici nu-ți dă 2 goluri, 2-2. Da. De partea cealaltă, PSG, victorie cu 3-1 în meciul cu Lorient pe propriul teren, victorie, înfrângere, atenție, bine, veneau după meciul cu Chelsea atunci când erau extenuați pur și simplu, 3-2,
în a care s-au marcat 5 goluri. Așa este. Victorie cu 4-1 cu Lens, unde Lens marchează acasă la PSG, egal 0-0 cu Monaco, exclud. Iată, cu echipele puternice aceste formații termină 0-0 și victorie cu 3-1 acasă cu Toulouse. Deci două formații, două echipe extrem de ofensive, dar care în același timp primesc și gol. Exact, și care până la urmă au un parcurs asemănător în ultimele partide. Avem un 0-0 de fiecare parte, da, cu practic, o echipă da. Foarte bună. Exact. Și în rest, în tur 2-0 pentru PSG. Foarte multe goluri marcate. În tur 2-0 pentru PSG. În tur 2-0 pentru PSG. Am spus-o, au fost 5 rezultate de 2-0 în ultimele 6 pentru PSG. Practic, PSG iubește acest scor când joacă cu Marsilia. Bun. Și de la Marsilia trebuie să urcăm un pic, evident, în sus, că n-avem cum să urcăm în jos, spre Strasburg, să ieșim pe la Strasburg, intrăm în Germania. Da. Ajungem spre Dortmund, acolo unde săracii întâlnesc bogații, între ghilimele, evident. Da. Minerii primesc vizita echipei Bayern München, echipă considerată bogată, iar într-adevăr, Bavaria este un land foarte bogat. Hai să vedem echipele, pentru că știu că ne-ai pregătit în premieră, prieteni, este joi și vă dăm echipele la Dortmund cu Bayern. Foarte puțină lume poate dispune de echipe probabile. Da. Bun, la Dortmund avem pe Weidenfeller în poartă, Socratis fundaș dreapta, în centru Subotic și Mats Hummels, da. Pe stânga Schmelzer, închizători 2, Gündogan și Sven Bender, da. Un trident la mijloc format din Kuba Blaszczykowski, Kagawa și Marco Reus, da. Și în atac Aubameyang. Bun, o echipă... Modulul standard 4-2-3-1 pentru Klopp. De partea cealaltă avem o formație, îmi pare mie un pic ciudată, cu Neuer în poartă, un trident defensiv format din Boateng pe dreapta, Dante în centru și Benatia pe partea stângă. Jucătorul lui Roma, care l-a cumpărat de la Roma. Da, și lipsește, o absență foarte mare aici este Alaba, care e accidentat. Austriac. Altfel, probabil că juca un modulul 4-3-3 sau alt modul, nu cu trei fundași. La mijloc îi regăsim pe Rafinha, Xavi Alonso, Schweinsteiger și Juan Bernat. Da. Iar în atac Müller, Lewandowski și Götze. Atenție, fără Robben, care este accidentat și va rămâne accidentat. Exact. 3-4-3. 3-4-3. Practic Guardiola a mai jucat și la Barcelona în acest modul. Uh-huh. Mi se pare puțin ciudat acest modul, pentru că nu... Deci sunt câțiva jucători importanți absenți, un parte accidentați, cum e cazul lui Robben sau Alaba, parte nefăcând parte din primul 11, cum este Ribéry, cum este Lam. Aici vreau să am ajuns. Mai ținte că noi discutam la un moment dat de faptul că Bayern are un super jucător. Și eu ți-am spus, așa este, dar de foarte multe ori nu este inclus în primul 11. E vorba de Lewandowski, da. Care mie mi se pare și ție de altfel un super jucător și am și spus-o de fiecare dată. Da. Dar uite-te, și încă o dată s-ar putea să se confirme, că nu știm exact, că Lewandowski nu va juca titular. Nu, Lewandowski apare titular în formație. Apare. Da. Ah, okay. În față Müller, Lewandowski și Götze. Și Götze. Da. Practic sunt doi ex jucători ai Borussiei Dortmund. Bun. Lewandowski și Götze. În momentul în care apare Robben, Götze și Götze și este și Müller apt, de foarte multe ori, bine, nu de foarte multe ori, am văzut de vreo câteva ori, s-a întâmplat, cum ca Lewandowski să fie lăsat pe bar. Mi se pare că e singurul jucător de careu. Götze nu e de careu. Robbă nici atât. Da. Müller, hai că putem spune, dar Müller e linia a doua, vine din spate un pic Müller. A jucat și mijlocaș de foarte multe ori. Da. Hai să spun formula, poate te interesează, cred că și pe dumneavoastră, formula în care a pierdut Bayern surprinzător pentru toată lumea acasă cu Gladbach. Da. În poartă Neuer, Bernat, funda stânga. Da. Baștubăr, Boateng, Rafinha, nu cred că mai întâlnim vreun jucător. Ba da, Rafinha. Rafinha. Bun, joacă Dante și... Dante și Benatia. Bun,
Schweinsteiger, Alonso, Alaba. Alaba nu va juca, se va apăra cu Alonso, cu Schweinsteiger și cu... Nu, se va apăra cu Boateng, nu, Dante și Benatia. Bun, ok, nu, zic cu cine se va apăra la mijlocul terenului, că tot asta fac. La mijlocul terenului, Xavi, Alonso, Rafinha... Schweinsteiger și Rafinha e jucător care face și faza defensivă. Iar în față, Götze, Lewandowski, Robben, scor 0-2. Da. Da, practic lui Guardiola îi place să improvizeze și să facă schimbări tot timpul. E nonconformist. E nonconformist, exact. Și până la urmă e treaba opțiunea lui. Are suficiente puncte. Nu știu dacă în Champions League poți să faci așa ceva, dar... Nu, în Champions League probabil că nu va face așa ceva. Va juca 4-2-3-1. Oricum, formația pe care, dacă aceasta e formația care va fi aliniată ca primul 11 în meciul cu Dortmund, totuși... cred că va fi pentru prima dată în acest sezon în Bayern München, în acest primul 11. Da. Și tocmai la rivala Dortmund. Până la urmă, noi am mai vorbit, Bayern München nu are neapărat nevoie de 3 puncte în acest meci. Da. Acum nu vrem să insinuăm faptul că Bayern München nu va dori să câștige aceste 3 puncte. Dar e mult mai important meciul pentru Dortmund. Dar Dortmund o privește ca o finală de campionat, privește acest meci. De ce? Pentru că știm foarte bine, sunt eliminați din Champions League, sunt pe locul 10, ar produce o bucurie tuturor, care ar șterge cu buretele tot sezonul prost pe care l-au făcut până acum. Bun, sunt absolut de acord cu tine și noi credem, prieteni, că Dortmund nu va pierde meciul cu Bayern München. Mă uit un pic să vedem ce cote vom regăsi la acest pronostic. Hai să ne uităm, 1.80, 1.76, 1.77, oricum cote foarte bune. Așa foarte este. Bune pentru șansă dublă. Nu vă uitați în clasament, nu vă uitați neapărat felul la forma celor două formații în ultima vreme, pentru că s-ar putea să vă păcăliți. Așa este. Bun, așadar, suntem și noi, precum Guardiola, non-conformiști, nu mergem pe mâna Bayernului. Sau mergem pe șansa ca Borussia Dortmund să nu piardă acest meci. Să nu piardă acest meci și cred eu că nu suntem săriți de pe fix cu totul. Celălalt joc vine din Anglia, îl aveți pe micul ecran de foarte de ceva vreme. Arsenal primește vizita lui Liverpool. Grande derby, ar fi spus de un italian, numai derbiuri. Da. El clasico... Așa este. Regal. Este derby pentru că vorbim de două echipe din Big Four. Vorbim de două echipe care se luptă pentru locul de Champions League, al patrulea loc sau chiar al treilea, de ce nu Arsenal. Bun, să spunem și formațiile. Arsenal începe în următorul 11. Ospina în poartă, Monreal, fundaș stânga, Koscielny, Mertesacker, fundaș central, Bellerin, probabil, fundaș dreapta. Da. La mijloc avem doi închizători, Ramsey și Coquelin. În atac, de fapt, mijlocași ofensivi, îi regăsim pe Mesut Ozil, Cazorla și Sanchez, iar în atac, vârf împins, Giroud. De partea cealaltă. De partea cealaltă, îl avem pe Mignolet în poartă, trei fundași, Kan, Touré și Sakho. La mijloc avem patru mijlocași, Markovic, Henderson, Allen și Moreno, iar în atac un trident foarte bun, Sterling, Sturridge și Coutinho. Bun. Lipsesc foarte, foarte important la Liverpool, lipsesc fiind ambii suspendați, Skrtel, care e o pierdere foarte, foarte mare, e un fundaș de bază, și Steven Gerrard. Bun, Marius, întrebarea mea este de 100 de puncte pentru tine. Evident că dacă ai ști rezultatul, dacă ai ști răspunsul, ne-am îmbogățit. Pariem 2-1 scor corect sau 1-2?
Că practic în Anglia toate meciurile acestea se termină 2-1 pentru Arsenal sau Da. 2-1 pentru Liverpool. Șanse mai mari, după părerea mea, este să vedem un 2-1 2-1. pentru Arsenal. Pentru Arsenal. Prieteni, nu vă luați după noi, asta e o cota de 7. 6-57. Noi spunem așa, pentru just for fun, probabil că ambele echipe vor marca. Și eu cred acest lucru. Dar eu și cred că și Marius Duminică vom încerca pe un bilet 2-1 Arsenal sau 1-2 Liverpool. Da, oricum mie nu-mi place cum arată defensiva lui Liverpool aici. În 3, fără scârtel, e vulnerabilă. Bun, două goluri Arsenal și marchează și Liverpool. Da. Oricum, două goluri Arsenal este un pronostic de luat în calcul. Mergem mai departe. Începem din a doua parte a emisiunii deja cu pronosticurile. Bine. Nu că până acum n-am fi vorbit de pronosticuri și de meciuri și de ponturi, dar acum e ca o bandă rulantă. Vor veni unul după celălalt. Monaco primește vizita lui Saint-Étienne pe propriul teren, pe stadiul lui 1x1-22. Normal. Da. Monaco încă speră, spuneam, la locul 3, da. Loc nu. Calificativ. Monaco face 56 de puncte dacă Champions League. Are un meci mai puțin Monaco. Exact. Speră la locul 3. Bă, poate să câștige... Dacă fac egal PSG și cu... Se apropie la... Tot e posibil. 3 puncte sau 4 puncte. La 6. Dacă de câștigă. Locul... Și dacă își câștigă și... Da, da, da. Așa este. Ceea ce... Scuză-mă că spun. Na, nu e nimic imposibil. Bun. În momentul de față, Monaco, credeți-ne, nu este exclusă din... Doar teoretic... Da. Dar teoretic mai sunt șanse. Așa este. Astea Târgu Mureș, CSMS Iași și TG2+, o cotă de 1.53 și vreau să-mi explici un pic de ce este o așa mare o cotă la minim două goluri la Târgu Mureș cu Iași. Nici eu nu aș Dacă fi dat puțin. O cotă atât de mare pentru că vorbim de revelația campionatului cu revelația returului. Practic sunt două echipe într-o formă senzațională. Poate din cauza faptului că CSMS Iași se va baricada, se sau? Apără foarte bine și a primit foarte, foarte puține goluri în retur. În primele 4 meciuri nu primise niciun gol. Bătuse 4, avea 4 victorii la 0. Bun, rămâne de văzut. Noi am riscat și am spus că vom vedea minim 2 goluri în ASEA Târgu Mureș și CSMS Iași. Dinamo București, FC Botoșani, Botoșani marchează la Dinamo. Da, și eu cred că va marca Botoșan la Dinamo. Personal sper să văd și o victorie la a lui Dinamo în sfârșit. Probabil că va fi un 1 și over. Da, atâta timp cât iei 6 goluri de la Debrecen, Botoșan ar trebui să-ți dea 3, cel puțin, dacă meciul cu Debrecen este considerat cele la 6 meciuri goluri palpabile. N-au fost înșirate pe ața albă. Da. Sau cu sute cu ața albă. Da, Dinamo București face Botoșani, Botoșani marchează. United primește vizita lui Villa pe propriul teren, un solist 1-32. Da, pentru că Villa e într-o ușoară revenire de formă, dar Manchester nu cred că se poate încurca de Aston Villa. Manchester a început să arate a echipă. Manchester, da, joacă foarte, foarte bine. L-au retras pe Valencia, săracul. L-au sacrificat. Nu, l-au retras, joacă mult mai defensiv, am mai spus-o și aici, practic țin o grămadă de vedete cumpărate pe foarte mulți bani pe bancă, dar au rezultate. Bun, și ultimul pronostic pentru din această parte a emisiunii, Swansea Hull City 1X, cotă 1.25. Prieteni, rămâneți alături de noi pentru că mai avem în jur de 15 pronosticuri, numai și numai pentru voi. Revenim în câteva minute. Da, am revenit ultima parte a emisiunii, alături de mine Marius Duminică. Pe pagina de Facebook avem concurs, bineînțeles, cu premii oferite de sponsorul nostru. Propuneți-ne o cotă, o singură cotă, un singur pronostic din 3 jocuri. OM, PSG, Olympic, Marseille, PSG, Arsenal, Liverpool și Borussia Dortmund, Bayern München, prime cele mai interesante, cele mai mari cote, două cote vom premia de această dată, așadar șanse mari de reușită. Nu ne mai trimiteți câte 3-4 mesaje cu 3-4 cote, că e normal să nimerești una.
Ileana Stancu, Dortmund, Bayern, München, 2-1, scor corect, cotă 12, a înțeles. Șandor Sebastian, Dortmund, Bayern, 1, pauză, 1, final, cotă 6. Enciu și Dea, Arsenal, Liverpool, 0-0. Sergiu Deac, Arsenal, Liverpool, 3-5, goluri, cotă 2 și 10. Iulian Râm, Arsenal, Liverpool, 2-1, scor corect, cotă 7,13. Ok. Grigorescu, Cătălin, Dortmund, Bayern, scor corect 1-1. Arsenal, Liverpool, scor corect 1-1. Marseille, PSG, X, pauză, 2 final. Sunt 3. Bun. Marcu, Cristi, Cătălin, Arsenal, Liverpool, 2 și 3+. Vlad Gambler, wow, Dortmund, Bayern, 2 pauză, 2 final, cotă 3,60. Ar trebui să-ți iasă dacă... 3,60? Da, nu este că are o da. Mare Bayern. Ar trebui să-ți iasă dacă ești gambler. Marius Adelina Cioban, Arsenal, scor, draw, X și gol-gol. Nu știm cota. Gugurian Cosmin, Bayern bate cu 4-0, cotă 12. Interesant. Leșaru Gabriel, gol-gol și 3+, la toate partidele. Ne trebuie una. Adrian Mitre, Arsenal, Liverpool, gazde, peste 3,5, cotă 8. Da. Claudiu Muraru, Bayern nu bate la două goluri diferență, cotă 1,60. Da. Arsenal nu bate la două diferență, cotă 1,75 și PSG nu bate la două diferență, 1,46. Să știi că n-aș râde. De ce? Pentru că tocmai ce spuneam de mai de mult, poți să intri pe pagina Mergeți pe mâna noastră și să te informezi, pur și simplu, să vezi ce pariuri sunt la modă. Da, sau să vezi un pariu care să ți se pară foarte interesant. Ok, rămăsesem la pronosticuri, urmează Chelsea Stoke, 1 solist, 1-30. Normal ar trebui să se bată în cuie acest campionat, nu? Da, Chelsea în cea mai bună formație, cel mai bun 11, n-ar trebui să aibă probleme cu Stoke City. 1-30. Mergem mai departe. Gengam, iar o revelație din punctul meu de vedere, primește vista lui Lyon, care și ea poate fi considerată o revelație la ce mini investiții au fost pe la Lyon și faptul așa că au fost eliminați din Europa League chiar de Astra. Nimeni nu se aștepta la începutul sezonului așa frumos să o vadă pe Lyon cu șanse la titlu în postura asta, da, în această perioadă. Bun, TG2 plus 1.36, Gengam cu Lyon. Mai departe, Wolfsburg, Stuttgart, 1 solist. Wolfsburg, Stuttgart, 1 solist. Aici am mici emoții, dar sperăm să iasă. Bun. Stuttgart, într-adevăr, a început să miște un pic și cu ajutorul lui Maxim. Wolfsburg, dacă vrea să joace cu adevărat, îi calcă în picioare pe Stuttgart. Așa este. Ok. Dortmund, Bayern, TG2 plus 1, 29. Mi se pare... Fără emoții. Mi se pare un pronostic, o opțiune la opțiune Dortmund cu Bayern. Destul de sigură. Și de ce nu ambele marchează? Roma, Napoli, TM2 1 plus, Napoli să marcheze la Roma. Și din punctul meu de vedere o poate face, am spus-o, Napoli încă nu și-a luat gândul de la locul 3, dar din păcate pentru ei locul 3 este în momentul de față chiar Roma, deci e un meci de 6 puncte. Nu, pe locul 3 este Lazio în momentul de față. Pe locul 3 cred că este Lazio, din câte știu eu. Diferența oricum e mică între cele două. Nu, Roma încă n-a pierdut locul 2, este la un punct în fața lui Lazio. Da. Bun, e și Sampdoria între Napoli și Lazio și aici e de discutat. Roma-Napoli, același meci, alt pronostic, ambele marchează o cotă de 1,75. O cotă, meciul se joacă, dacă nu mă înșel, la ora 13:30 sâmbătă. Mare. Toată etapa se joacă sâmbătă în Italia, pentru că există intermediară săptămâna viitoare. Și pentru că este Paștele Catolic. Paștele Asta Duminică. Da. 13:30, Roma-Napoli. Da. Un meci la prânz. La prânz, eu cred că vom vedea goluri de ambele părți. Bun, așadar, ambele marchează Roma-Napoli. Cagliari primește vizita lui Lazio și normal ar trebui ca Lazio să marcheze. Da, ar trebui ca Lazio să marcheze. Lazio, într-adevăr, urmărește un loc de Champions League. Bun, mai departe. Palermo primește vizita lui AC Milan, 1x, 1,40.
vedeți Milan într-o formă în momentul de față... Bunuță! Decentă! Decentă, față de ce s-a întâmplat în ultima vreme cu Milan. Uită-te la ce loc ocupă în clasament. Corect, de acord. Practic avem o șansă dublă pe Palermo cu cotă de 1.40. În alte circunstanțe ar fi trebuit să fie 1.80. Da, dar și nici Palermo nu mai aici a fost acum două luni. Așa este. Aici e discuția. Cu toate acestea, eu cred că Palermo nu pierde cu Milan. Sincer. Și eu cred același lucru. De aceea am și propus acest pronostic. Fiorentina primește vizita Sampdoriei. Doi prieteni, antrenori prieteni, Mihailovi și Montella, ambele marchează. Au fost chiar colegi evident, de echipă. Ambele marchează 1.83. Da, o cotă foarte, foarte bună. Cotă mare. Bună. Și cu echipele șanse mari arată frumos. Am și văzut echipele împreună. Exact. Nu mai avem acum timp să oferim... Sunt jucători în atac senzațional Salah, de ambele părți. Da. Joacă pentru Fiorentina. Toată pleiada de jucători puternici ai Fiorentinei, dar și a Sampdoriei cu Eto'o prin titular. Da, titular. Muriel, Eto'o și Eder. Bun, Juventus Empoli marchează la Juve. Am spus despre acest pariu la cota fantezistă, despre propunerea noastră, cum că Empoli marchează un gol la Juve. E gândirea noastră, a mea cel puțin. Da. S-ar putea să nu iasă, dar s-ar putea să iasă. Acum, știți cum e, trebuie să riscăm un pic, 1.85. Da, o cotă... Un gol marcat între 1.70 și 1.90 am văzut. O cotă, exact, o cotă mai mică decât acum două luni de zile. Practic, avea și doi, probabil. Asta datorită faptului că Juventus e în perioada în care, din punctul meu de vedere, experimentează. Bun, mai departe, am vorbit foarte mult de meciul acesta. Astra Giurgiu, CFR Cluj, 1 Solis. Marius, Astra Giurgiu, mai echipă decât CFR Cluj acum, e indiscutabil. De departe și chiar mi se pare o cotă frumoasă, 1.40. Ok, Sevilla primește vizita lui Athletic Bilbao pe propriul teren. Sevilla marchează două goluri. Da, așa este și eu cred. Atac Sevilla puternic, va marca. Sevilla atac. Și Sevilla încă speră la obiectivul de la începutul sezonului, locul 4 care ar duce în play-off-ul pentru Champions League. Bun, Atletico Madrid merge la Córdoba, la Florin Andone, 2 solist, 1.40. Da, ar trebui să fie doi solist mare de tot. Doi solist mare de tot, așa ne gândim, chiar dacă avem un român acolo pe care îl salutăm și noi, Atletico este mult peste Córdoba. Ceahlăul, Piatra Neamț, Vitor, Constanța 1x, o cotă de 1.60, Ceahlăul nu pierde cu Vitorul. Da, două echipe apropiate valoric, putem vedea foarte, foarte bine un egal. Se joacă la Piatra Neamț. Terenul sunt mai șanse... prost, Constanța joacă pe sintetic acasă, exact, Vitorul... Exact. Sunt destule motive care ne fac să credem că nu pierde Ceahlăul. Ok, bun. 1.60. Vedeți, 1x, 1.60. Ultimul meci, Valencia-Villarreal. Ambele marchează o cotă de 1.67. Cote mari am avut în această ediție. Da. Și fără Giovanni Dos Santos, Villarreal. Da, fără Giovanni Dos Santos, dar de altfel ambele echipe au atacanți senzațional în formă și două echipe mare, foarte puternice anul acesta, da. Se bat acolo pentru primele patru locuri. Marius, îți mulțumesc pentru prezența în această seară. Prieteni, aceasta a fost ediția de azi. Vă aștept sâmbătă la Radio Național FM, începând cu ora 18. Până atunci, ca de fiecare dată, vă doresc să fiți inspirați. Numai bine! Check!